nu mă deranjez că ai intervii, poți să intervii cu o părere, dar nu să instigi pe ea. Nu, nu am instigat-o, a spus că s-a abținut. S-a abținut, dar vreau să fac altceva. Dacă zic eu, dacă eu n-am nevoie să facă nimic. N-am nevoie să-mi dea vreo pizza de mâncare sau ceva. Nu am venit aici să mă etalez. Mamă, îți dai seama ce a făcut, ce trebuia să facă? Care a fost faza cu camera roșie? Apoi ce? Nu cere milă, că provosilă. Păi stai un pic, că nu ai. Dar suferința nu trece cu vreo pastilă. Ce ai zis? Ce voia el să facă în camera roșie? A, să vină la voi. De ce? Să vă salute. Din orgoliu, cred. Preferatele lui. Da, doar că el gen nu știa că e și Ana, doar că pe televizor s-a văzut că-s două, că Duțu chemat încă un băiat cu el. Deci se știa că-s două fete în camera roșie, că nu știa că Ana e vrăjeală. Da, nu știa că e Ana, da, e vrăjeală oricum. M-am dus singură în camera roșie. A venit Beatrice, după a venit Duțu, după a plecat Duțu. Am stat singură, nu înțeleg ce ați vrut să faceți. Să vii tu în camera roșie ca să te ceri cu Adelina sau ce? Ce ai, mă, tu de mine vorbești până acum? Da. Tu de mine vorbești până acum? Da, Radu, da. Ce ai, mă, de tine, de tine vorbe. Nu mă, mi-am dat seama că eu n-am adet în altă parte. Nu, n-am făcut nimic să mă cer cu ea. Doar că m-a provocat, știe că eu am vrut doar așa, la glumă. Înțelegi? Că nu permiteam să mă dezbrac în fața ta. Am vrut doar să vin acolo să văd ce reacție are, că tot m-a provocat și atât tot. Nu am vrut să mă cer. Acum, de ce nu te duci după ea, că e în spate? Las că mă duc după ea. De ce nu te duci după ea afară? Daniela, nu face asta, te rog. Mă duc până la ea. Radu, du-te tu după ea. Te-am rugat. Păi du-te, dar de ce ai supărat-o, că nu înțeleg? Dar n-am supărat-o, omule, n-am făcut nimic. Era nervoasă, n-a plecat. Ai supărat-o. Ai avut intenția să te duci să te dezbraci în camera roșie, având în vedere că ești supărat de 5 ani. N-a plecat de aici. Nu făceam asta niciodată în viață. Dar du-te după ea, Radu, de ce nu te duci după ea? Pentru că nu e un motiv să mă duc după ea. Dar e nervoasă. Da, dar n-am făcut nimic. Cum te-ai dezbrăcat? Da, dar era un motiv. Te-ai dezbrăcat, era un motiv. O să întreb când vine aici. Nu-l interesează iubire pe ăsta. Am ales că nu mă interesează. Eu vreau să știu altceva. Ce a fost mai devreme? Nu te interesează. Da, deci fake, teatru. Mai devreme, teatru fake. Din bun simț a refuzat să se ducă în camera roșie. Toți am refuzat ăștia care avem relații. El a fost teatru la mine. Care s-a urcat și s-a dus pe bune. Iasmina, teatru la mine. Dar nu voiam să vină nimeni. Iasmina, teatru la mine. A fost vorba, nu vorbești. Da, păi tu zici teatru. Păi eu vorbeam cu prietena mea Beatrice, nu cu tine. Teatru cu ce? Eu vorbeam cu ea, nu vorbeam cu tine. Te întreb, teatru cu ce? Vorbeam cu ea, nu vorbeam cu tine. Am zis Radu, teatru, am zis teatru. Nu, da. Păi lasă că știi unde bătei tu. Vorbeam noi. Unde? Care-i treaba? Nu mă refeream la tine. Nu, dar la dacă cine? Dacă te-ai simțit. La cine? Dacă să înțeleg că toți băieții cu relații au preferat să stai acolo și tu ai venit Adelina. Gata, nu mai vorbim. Eu am tras de fiecare în parte. Așa. Eu am tras de fiecare în parte să vină. Să vină la tine. Stai puțin că se râde, se... Nu mai râdeți, Georgiana. În primul rând nu râdeam singură, râdeam la Georgiana, că se uita la mine. Și Georgiana, am discutat cu ea ieri după terminarea filmărilor că am o față și că inspiră multe chestii fața mea și că nu vrea să o mai folosesc. Adică mi-a zis că, mă rog, mi-a dat un sfat. Și l-am luat în considerare și are dreptate cu ce a zis. Bun, vrei să vorbești cu Daniela? Așa zic. M-a acuzat. Vezi că ai dat la proastă, s-ar putea să dă rămușile astea. Nu, l-am acuzat. Dacă ții să-mi faci nervi, vezi că știu să-și înjur. Vreau să doar că mă abțin. Da? Nu da mie foc pe vrăjeala asta. Nu-ți dau, vreau să demonstrez o chestie. Și atât, și pasta dacă mai faci o singură dată, o dată să mă deranjeze, jur că-ți dau ce vrei. Nu fac. Nu, lasă-mă un pic. Ca să lămuresc mai multe persoane. Spun uitați relația perfectă. Nu fac o chestie ca să o iubire să vorbească. Fac materiale, se speculează pe aici, pe lângă mine. Dacă ar fi fost să fac materiale sau ce insinuați voi, în momentul în care iubitul meu face ambiții, că suntem de 4 luni împreună și el continuă să fac ambiții, aș fi cerut și o piesă să dansez. Astea erau. Bravo! Hai să-ți dea. Să-ți dea, că asta e de-aia inversă, să-ți dea piesă. Într-o relație știu că doi oameni trebuie să se simtă liberi, să se simtă în largul lor. Hai la camera roșie. Când ești construit să faci anumite chestii, aia nu mai e relație, să știi. Bine, lăsa. E bătaie de joc. Păi dar eu cu ea voi aici. Stine, lăsa, mă rupe. Eu cu ea voiam să vorbesc. Da, păi da, dar Radu vrea să vorbească. Fii atentă, că vă povestesc vouă, că dacă intervine genul și nu înțelege, că eu nu cred că Radu s-a băgat de 700.000 de ori să le strice o discuție, eu n-am vrut să fac niciun fel de material sau ceva de genul. Pur și simplu, eu când am fost în casa băieților, am fost trimisă. În momentul în care
eram cu Radu și l-a deranjat că aveam bluza aia, mă rog, l-a deranjat. A zis că de ce am venit în bluza aia așa transparentă? Și a zis, am bine, văzut că n-am nimic, mi-a zis, n-am nimic cu tine, poți să te îmbraci în ce vrei, dar dacă tu ești în bluza asta, mă dezbrac și eu. Da. Eram în grădină, s-a dezbrăcat și a dat tricoul jos, chiar a rămas așa. Păi am zis că nu am ce să mă îmbrac, da. Și a zis, în fine, mi-a dat tricoul. Ăsta și a zis să-mi iau bluza asta, să vezi cum se vede. Și am luat bluza asta, a mea, în fine, am rezolvat chestia asta. După a fost chestia aia cu tine, la care el, da, am zis-o la modul de glumă, că el zice, hai, care n-aveți relație, dezbrăcați-vă și duceți-vă, nu știu ce. Și mi-a zis Georgiana ceva, eram cu Georgiana la spate și am zis, cred că ar fi primul, nu, parcă ești primul care vrea să-ți dai tricoul jos, să te duci, dar am zis-o la glumă, gen, la modul pe bune, că s-a prins toată lumea că e glumă. Mă doare, am câștigat? Da, contează, că putea să te interesa. Păi, dar normal, asta mă interesa, și asta mă interesa și acum, dar uite că nu s-a putut. Înțelegi? Acum ești oaspete, dragul. Da, acum sunt oaspete. Dar du-va pentru vacanță, publicul de acasă, relax. Uite, publicul de acasă și-ar fi dorit ca eu să fiu concurent, înțelegi? Nu oaspete, ești uite oaspete. Cum facem. Hai mă, băi. Înțelegi? Pe noi trebuie să ne Radu, ăsta e adevărul. Am înțeles? Bă, s-a dus vremea mea. Dacă asta consideră, fii conștient că dacă eu eram concurent, eu câștigam, dragule. Înțelegi? Hai că nu câștigai da. Tu ăla era sau iubit, ăla. Era iubit, degeaba zis-o, asta ca idee. Asta e, frate. Nu s-a putut, nu s-a putut. Ce vrei să fac? Bă, nu mă frustrez, nu mă plâng la nimeni. Poate chiar nu mă interesează. Tratez totul cu indiferență și cu aroganță maximă. Ăsta sunt eu. Poate aveai șanse dacă intrai cu mine de la început. Poate. Nu o viață mea. Poate. Uite, hai că ți-o zic. Uite că ți-o zic eu ție. Uite că ți-o zic eu ție. Nu le-a făcut el în două săptămâni. Îți spune fratele tău. Uite că zic. Bă, mi-era de ajuns să fiu 3 săptămâni, 4 săptămâni aici, înțelegi? Și vreau să demonstrez tuturor, concurent fiind, că alea 6 luni ale tale, da, din spate, a fost bă, degeaba, da. Le băteam la pas. Cu ce? Dar s-a demonstrat cu că... Ce? Okay, în ce cu sens? Orice! Nu, în ce sens? Orice! În ce sens? Cu, zici-mi, cu ce? Da. Reușeam să fac în 3 săptămâni, mult mai mult decât ai făcut în 6 luni de zile și multe lucruri mult mai frumoase și mai de apreciat. Ce trebuia să faci? Cum? Simpla mea prezență. Da. Simpla ta prezență. Simpla mea discuție cu o persoană. Nici hai, de cum ce ai încercat tu adineori să faci, inclusiv cu ăsta cu care n-am niciun interes că zicea pe aici, se dădea în stambă că ce mi-ar face el mie, da? Umilința aia, șterge și mea de, da, și fă și mie aia, fă și... De aici Cezarul e cel Cezarul. În contextul în care tu stai cu ăsta, tu stai cu ăsta, acum vreo 3 zile, acolo, da? Și te plângeai la el. Da, că mă, vai da, ce da, face da, Adelina, că da, nu mai știu ce da, să facă, da, nu mai da, pot, da, că... Și ăsta îți dădea ție da. Răspunsuri, înțelegi? Când da. M-am plâns la el, când... Asta e fața lui Radu, ca să știi și voi, asta e fața lui Radu. Asta spun, băi, da? Asta e, n-am fost să fie, frate. Eu stau în continuare aici, înțelegi? Da, uite, uite. Ai fost, deocamdată. De ce nu te mai implici acum? Bă, tot câștigător sunt, băi. De ce te mai implici acum? Erai mai activ, mai vorbăreți. Concurentul oaspete, nu mai contează pentru mine, tot câștigător sunt și tu ești conștient de treaba asta, ești conștient 100%. Câștigător în sezonul 3, da. Da, da. Da. Să zic da, mă, sezonul 3, asta zic. Sezonul 4 poate să fie oricine, dar nu tu. Da, poate să fie oricine, nu tu. Asta nu eu, mă, nu eu, ce să fiu? Vezi că l-ar fi nicio casă și v-ar fi luat pe toate la rând. Acum, să se joace cu voi, n-ar fi făcut ceva pe bune, n-ar fi venit din prima zi să facă relație cu Daniela. Ar fi venit competiționat. Auză pe Ana. Doamne, ce nu-mi plăcea să se joace cu mine. Te rog, oprește-te, nu te mai juca cu mine, că nu-mi place deloc. Marinescu. Că s-ar fi jucat cu toate și eu... Mai ce mi-ar fi displăcut. Te rog, nu te mai juca cu mine, că nu-mi place. Lăsați-mă că-mi place, nu? Da, bine, genul ăsta, Ana, lăsați-mă că-mi place. Da, Ana, bine, lasă-mă că-mi place. Păi, măcar e asumată, frate. Tu ești asumată, e asta plăcerea ta. Și speranța că o să vină Marinescu. Eu puneam masa. Și a zicea, lasă, nu pune. Ce-a făcea? Aoleu, dar disperată ești! Lasă-mă, vreau acolo! Mamă, Daniela, să crești camera! Lasă-i o dată! Vreau să stau singură, nu vreau să stau... Să închide ușa de la camera! Da! Ce? Nimic! Ana, a spus că visează la ziua în care o să-i faci striptease și după, nu mai știu de aici cine a zis, și altceva. Și a zis, da, și altceva. Ana, vrei să-ți fac striptease? Da, viața mea, mi-ai promis săptămâna trecută. Viața mea îmi pare rău. Uite-te, sezonul 3 este un videoclip, are aproape, are vreo 6.000 de view-uri, înțelegi, pe YouTube. Uite-te acolo, îmi pare rău, nu mai pot să fac acum. Am făcut un gest prea frumos atunci, înțelegi? Și nu a fost, nu știu, nu... Ai promis ceva, bă, ai promis ceva. Ce? Astăzi, nu mai ții minte? Dezamăgești. Ai spus că zilele viitoare o să fac unul de 1 milion. Așa. Tot cu Ana. Să fac 1 milion de view-uri.
Avea aștept! Eu pot să fac. Avea aștept! Acum nezi. Nu-mi doresc, nu vreau. Deci ați drău și eu nu mai pot. Nu ești de cuvânt? Nu sunt de cuvânt. O să-i fac în particular. Și mai bine. O filmezi? Și mai bine. Da, ne filmăm. Și ne și filmăm, să vedeți toți. Ana, da. E curios, Radu, auzi că dacă păi ne știu, filmăm... Păi știu că n-am mai văzut ceva în viața lui. Poate învață de la noi. Îmi pare rău, dar... Da, mă, ne filmăm, care e problema? Ne filmăm, vreau să fac niște videoclipuri cu Ana și să le postăm la aia acolo, pe cont, înțelegi? Care e problema? Care e problema? Păi și atunci... Ai spus că faci aici un milion de view-uri. Da, prefer să fac ceva... Pentru un milion de dolari, Marinescu, nu pentru un milion de view-uri, pentru un milion de dolari. Să iau și recompensă decât să fac aici gratuit. Cu interes? Ai văzut? Fac păi da, faci noi pentru facem pentru milionul de dolari, da, nu pentru milionul de vizualizări. Care o să vină acolo pe cont, care e problema? Că nu poți să-i duci la... Că nu e frumos. Nu. N-avem cu cine, Marinescu, el e copil mic, Marinescu, nu știe nu de mai astea. Da, nu mai da indirecte. Nu. Bună ziua! Ce faceți, băieți? Marinescu, am auzit că te reprofilezi. Ce-mi place. Te faci stripper profesionist. Abia aștept să fiu prima acolo care intră în sală. O să fiu primul lui spectator, domnișoara, și ne-a promit. Dacă o să fie profesionist, o să te coste mult. Dar el o să-mi facă mie gratis, că noi suntem prieteni buni. Nu știu ce să zic, nici măcar Codrus, care a fost iubitul tău, nu ți-a făcut nimic gratis. Te voi tai pe aici, că ești vreodată. Nu contează. N-aveam nevoie, că n-avea ce arăta. Da. Bine. Fetele celelalte, Daniela și Beatrice. Da, am avut un moment romantic astăzi cu Beatrice. În camera roșie. Oh. Și cam nu, avusesem un conflict cu ea și cu Gelu, după care eu m-am dus să stau acolo pentru că am avut niște probleme acasă, am intrat în episod destul de supărată și am a venit să Beatrice și între să vorbim. Timp am discutat. Să lămurim și să vorbim ce s-a întâmplat. Și mi-a spus că are gânduri mari cu Gelu, mi-a spus da, că are încredere în relația lor, i-am urat mult succes. Mulțumim atât. Am zis, indiferent de conflictele mele cu el... Auzi, Daniela, dar tu ai ratat vreun conflict în ultima vreme? Nu cred. Nu e prima filă, domnișoara Cristina. Apropo de conflict, domnișoara Cristina, apropo de conflict, vreau să spun, Daniele, că... Iar își cer scuze, lasă-mă! Nu cer scuze, stai liniștită. Vreau să spun că eu nu sunt o persoană dușmănoasă care să vorbesc mânie. Adică tot ce se întâmplă pe moment, da, la nervi și la alea le spun și da... Dacă ne vedem peste o zi, două, trei, să știi că eu n-am dușmanie cu tine sau nu s-am niciodată, asta să înțelegi. E, tu ai dușmania până în gală. Că spun anumite chestii care mă deranjează, ți le spun, că e normal. Da, dar dușmania ta durează până în gală. Atât. Nu știu. După gală strece. Nu știu, dacă o să mă deranjezi în gală și în gală îți voi reproșa ori de câte ori va fi nevoie. Și tu mie dacă. Dar să știi că nu o să port dușmănie niciodată. Dar nici eu nu port dușmănie pe nimeni. Asta am vrut și uite, tocmai mi-a spus doșoara Cristina dacă am ratat un conflict. Dar eu vorbesc cu toată lumea și mă și cert în același timp cu toată lumea dacă am ceva de spus. Poate de aceea ai și fost în ultimele două gale la eliminare. Bineînțeles. Because I'm strong, domnișoara Cristina. Auzi, dar tu ai votat, tu ai propus spre eliminare? Normal că am votat. Normal. Evident. Păi și de ce spui, Daniela, că până în gală îl ține? Că l-a ținut inclusiv în gală. Păi dacă... Exact. Noi, de exemplu, astăzi am avut un conflict. În gala următoare o să mă voteze din nou. Săptămâna trecută am avut un conflict miercuri, el duminică m-a votat. Adică așa... Depinde Daniela, totul de la tine. La treia gala ai noroc. Depinde totul de tine, cum te comporți. Bravo, Mihai. Adică el caută motive să te voteze în gală, începe de miercuri, așa, nu? Da, domnișoara, de luni începe, dar... Până duminică se acumulează și după aia... Trebuie să înțelegi și tu la rândul tău că am și eu un deranj totuși și na, așa sunt eu, ca omul mă deranjează. Gelu, tu aveai de ales între mine și Georgiana, din câte am înțeles, în gala trecută, pentru că băieții, din câte am înțeles eu, au vorbit între ei, mi-a șoptit mie o pasăre. Și ai avut de ales între mine și Georgiana, având în vedere că... Stai un pic, apropo de Georgiana, că mi-am amintit. Georgiana, când erai lângă mine în față spre eliminare... ai spus așa, că Nicolae și-ar dori ca tu să pleci de aici din competiție. Da. Sau cumva că a fost strategia lui. Da. De ce ai gândit-o așa? Pentru că așa am crezut atunci. Dar de fapt m-am înșelat. N-a avut el nicio legătură. Probabil că i-a spus prietenului lui George să mă voteze, dar nu cred că a fost nicio strategie făcută de el. Am crezut asta, dar nu, Georgiana, te contrazic. Dacă aveam o strategie, cu tine te votam eu pe tine. Dar a fost părerea mea la momentul respectiv, crezând că și tu m-ai votat, Nicolae. Nici nu o să te votez niciodată pentru că am respect de tine, pentru că am avut o relație.
Ok, mulțumesc. Pe moment. Auzi, dar putem să o gândim și altfel. Dacă unul dintre băieții aflați în cupluri fac toată această strategie pentru că se gândesc că tu ești o concurentă puternică ca să facă loc în clasament iubitei. E, da. Normal! Exact, normal. Asta este și ideea. Pentru că sunt sigură că multora de aici nu le convine că eu sunt în top sau că sunt printre cei mai votați concurenți și na, poate că reprezint un pericol pentru cineva. Ia stați un pic că s-a sesizat Radu. Ce, Radule, ce s-a întâmplat? Nimic de înșeagă, doar că tot se laudă singură, i-au murit lăudătorii. Nu mă laud singură, dragă, Radule. Să vorbești. Nu mă laud singură, stai cu mine, dacă nu știam să vorbesc, auzi, nu mai eram aici, stai liniștit. Cred că oamenii apasă din greșeală pe votează la tine acolo pe poze. Cred, uite, cred că nu le merge telefonul bine. Înseamnă că din greșeală a apăsat și la tine sau la iubita ta, că suntem la egalitate. Hai, lasă-ne și nu mai văzut la pasă de vreo 3 săptămâni de când ai încheiat relația sau ce ai avut cu ăsta, am rămas tot acolo. Te deranjează cu ceva? Crezi că bărbat cu iubita ta la vreun loc sau ce, care-i deranjul tău? Nu, că n-ai nicio șansă tu, Georgiana. N-ai nicio șansă. Radu e deranjat. Nu, Georgiana, Radu e deranjat, da? Că nu te mai iei de el, știi? Și că nu-l mai ataci, asta e problema. Dar eu n-am de ce să mai iau de nimeni atât timp când nu sunt adacată sau nu spunești ceva. Asta faci. Am făcut o spirit de glumă și atâta tot. De unde scoate Radu? Eu mă iau de oameni fără motiv, doar să fac subiecte. Adriana n-a vorbit 2-3 luni de zile. Și a fost un top de fiecare dată și nu i-a spus niciodată nimic. Radio, nu înțeleg. George, cum ai ajuns tu până în poziția în care să nu mai fii plăcut la fel de tare aici în casa băieților? Că tot observ că zilnic vin înțepături către tine. Îl iubesc fetele, domnișoara Cristiana, e problema. Ei sunt prieteni, e normal să mă atace domnișoara Cristiana. Cine influențează pe cine, George? Eu pe el sau el pe mine? Tu pe el. Auzi, Codrus, na. El e oaspete. Eu te influențez pe tine. Cu ce? Dăm un exemplu care voi influența el. Se vede. Auzi, oaspetele ca oaspetele. Dar el a venit cu răutăți la adresa ta, că e concurentul aici, Radu. Se mai calmase. Oaspetele... Nu că a venit domnișoara Cristina, dar e băiat bun, nu mă supăr. Gata, e băiat bun? Nu mă supăr eu pe el. Daniel, ați ieșit în oraș? Nu am ieșit. I-am dat o de-aia la sticla seara. Ce sticlă, mă? Doamne! Pește prost, domnișoara Cristina, tocmai... George, nu e problemă dacă băieții nu te plac, că noi, Daniela, fetele toate ținem la tine. Eu cu George am petrecut mai mult timp împreună și a zis că s-a înșelat în privința mea și mă vede un băiat bun, respectos, care nu pot să... Păi e, dar tu i-ai spus aceleași lucruri. Da, eu, dar eu am zis asta de la început, adică eu nu l-am văzut pe el o amenințare, dă-mi cont, am vrut să fie... Nu amenințare, tu prima oară l-ai ironizat, ai început să... Niciodată. La mișto. Auzi! Faptul că i-am dat dreptate, o nu știu de câte ori am vorbit eu cu el, omul a avut dreptate în ceea ce spunea, iar eu sunt un băiat care accept realitatea. Înțelegi? Și am spus, da, băi, așa ca tine. Nu l-am contrazis că n-aveam cu ce, nici cuvinte cum să-l contrazic. Codruț. Ana! Da? Tu ai o strategie împotriva lui George? Opa! Ce, domnișoara Cristina, pe bune? Ce față? Nu, domnișoara. Da, mea? Niciodată. Știu că ieri ai încercat să-l bine dispui. Da, păi l-am văzut trist. A adus un cadou, domnișoara Cristina a promis în gală că aduce un cadou, dar nu trage sticlă de suc. Domnișoara Cristina, nu mă cumpără pe mine cu o sticlă. Pentru a vă abona, apăsați aici, pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.